Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru noiembrie 2021. Dragii mei, va trebui să alegeți între numărul 1, 2 și 3, dar între timp, până vă hotărâți voi ce seturi de cărți veți alege, în timp ce am amestecat cărțile celelalte pe care le voi folosi din partea îngerilor, avem ca și mesaj șabloane relaționale, dar pe orizontal. Simt că este important faptul că este pe orizontal. Asta completează un alt mesaj care va fi la nivel colectiv, de-aia le citesc înainte să vă alegeți. Acestea sunt mesaje la nivel colectiv. Veți simți că relațiile karmice încep să se zdruncine, sunt provocate din ce în ce mai mult. Aveți numărul 12. Probabil că până la sfârșitul anului multe relații karmice se vor termina. Cu 10 de spade, ia, ce fior am, cu 10 de spade se vor termina, pentru că, în timp ce am amestecat tot setul de cărți cu mesaje de la îngeri, am văzut la un moment dat, acțiunile vorbesc puternic și dragostea adevărată, cartea aceea de care eu sunt îndrăgostită. Iubirile adevărate încep să se implice corect în manifestarea relațiilor pe care ar trebui să le manifeste. Adică, cu alte cuvinte, 10 de spade sugerează, nu că sugerează, avertizează, dragii mei, să nu mai fiu atât de blând, avertizează că mulți oameni s-au săturat de ce? Uitați, de 5 de spade, de a trăi în minciună, de a purta măști, de a trăi în proiecțiile societății și a familiei și a egoului și a fricilor și a altor persoane, a partenerului eventual, proiecțiile partenerului, ce așteaptă partenerul de la el, de la ea și ca s-a cam săturat. Interesant este că, ce fioram deja, apare în continuare numărul 19, cunoașterea. Un anume număr de oameni încep să se trezească, să înțeleagă lucrurile, eventual să și documentează și să înțeleagă natura divină a fiecăruia, da? Toți avem o natură divină și să, interesant ce simt, de asta dată, în această carte, simt că pun tentația deoparte și vor să manifeste cu această lumină în mână, cu această cunoaștere, vor să se documenteze, să se implice și acțiunile vorbesc puternic, cum am spus mai devreme, să se implice în a manifesta dragostea adevărată. Că o trăiți deja, că urmează să o trăiți, ideea este, da, acest vas în care se transformă ceva, egoul e alchimia personală, dar va aduce astfel de cupe, va aduce o nouă dragoste în momentul în care renunțați la acele relații karmice. Vă priviți în oglindă. De ce am trăit asemenea relație? Pentru că a trebuit să descoperi, eu știu ce frici, eu știu ce adicții și să le rezolv, da? Și să le rezolv. Să mă obișnuiesc să nu mai am încredere în persoanele karmice, eventual, da? Cartea a venit pe orizontal. Este cartea relațiilor karmice. 12, repet, poate pentru un anume colectiv, un anume număr de persoane, până la sfârșitul anului, terminați cu relațiile karmice. 12 înseamnă, dragii mei, înseamnă și încheiere de ciclu, că sunt 12 zodii, da? Încheiați un ciclu. Înseamnă oarecum pentru mine cu 10 de spade. Încheiați un ciclu. Ați înțeles, da? Și intrați în nouă cunoaștere, în faza jupiteriană. Treziți dorința ucenicului Mercur de a colabora cu profesorul Jupiter. Dar cel mai important, repet, ca să se țină minte, dorința de a scăpa, de a trece prin acel portal. Probabil la 12-12, pe 12-12 veți trece. Destul de mulți vom trece prin acest portal în care nu ne vom mai minți. Pentru că vine un nou an greu în care nu ne putem permite să ne mințim, dragii mei. 12, ținești de comunicare. S-a comunicat fals. Da, nu s-a comunicat în relația karmică, nu s-a comunicat corect. Și din cauza aceasta s-a suferit. Da? Au suferit persoanele implicate. Acum, voi între timp ați ales, sper, dragii mei, da? Sper că ați ales, eu îmi pun seturile de carte, de cărți, separat. Și, haideți să vedem ce mesaje au venit. Mi-e plac frunzele uscate și mai ales petalele. În timp ce am amestecat aceste de cărți, ia uite, justiție,
A apărut 8 de bâte, 8 de bâte și 8 de spade. Bâte și spade. La capătul setului de cărți, ia uite, 8, alt 8, 8 de monede. Da? În spatele justiției, care este foarte interesant, dragii mei, care în aceste de cărți o justiție are numărul 8. Deci 8, 8, 8, 8, transformare profundă a voastră și a celor care intră în contact cu voi, eventual o anumită persoană specială, că tot am spus mesajul colectiv, vă atrageți dragostea adevărată sau iubirea adevărată și atunci odată cu voi, cu creșterea voastră spirituală, care o fi, la ce nivel sunteți, nu contează, odată cu creșterea voastră, se transformă și ei. N-au cum să vină dragostea adevărată, da? Trebuie să fie în echilibru. Și atunci, apare transformarea de ambele părți. Acum, iar, este vorba de o călătorie care aduce mult stres. Dar această călătorie aduce și vindecare, dragii mei, aduce și puterea, apropo de noiembrie. Apropo de noiembrie, în noiembrie aduce puterea, da? În spatele puterii avem 9 de spade și asul de cupe. E o dragoste care trebuie manifestată, chiar da. Dar cum am spus la mesajul anterior, colectiv, 9 și 10 de spade, trebuie renunțate trebuie renunțat la stres. 9, 8 de spade, da, trebuie renunțat la stres. Pentru că această dragoste ne întărește și ne vindecă. Ne vindecă, clar. Acum, spun la plural că mesajele sunt frumoase și la cele frumoase, evident că vreau și o să mă implic. La capătul setului de cărți aveți justiția, iar probabil că cineva are de echilibrat cu temperanța, justiția și 8 de monede, de echilibrat ceva la locul de muncă sau voi să vă echilibrați finanțele. Oricum e o chestiune care ține de dreptate, într-un fel sau altul. Acestea ar fi, să zic, mesaje necunoscute, dar ce se arată foarte evident este dorința de a călători și de a e obsedantă, e stresantă și de a transforma, de a vă reprograma. Voi sau altcineva vrea să se reprogrameze către, interesant, în acest 8 de spade apare un soare la nivelul chakrei inimii. Reprogramare mentală către manifestarea energiei divine din fiecare, da? Din voi, din ei, din cine vrea să se implice în această manifestare, da? Interesant, ce mai văd? Mai văd că energia feminină, da? Femeia divină, are acest soare deja trezit, unele, dar vorbesc de energie, nu musai ca personaje, dar energia divină, feminină, are deja acest soare trezit și prin el atrage, ca într-o magie, e aparentă magie, este altceva, e o vibrație înaltă. Atrage partenerul divin, eventual, e interesant, același soare e și aici, îl atrage înspre ea ca să manifeste. Partenerul divin încă nu e conștient, interesant, de această calitate a sa. Energia sa divină este undeva în afara sa, trebuie să o regăsească în sine, da? Wow! Și femeia divină sau persoana evoluată spiritual îl atrage pe celălalt să vină înspre ea, să comunice, să călătorească și să renunțe la stres, la programele mentale, da? Să se echilibreze. E un soi de justiție foarte subtilă, divină, care se manifestă în această perioadă prin persoanele care sunt evoluate spiritual. Acum, hai să vedem. Cum să fac? Fac așa. O dată, numărul 1, de 2, de 3 ori. Amestec. Nu, pun deoparte. Înainte să amestec, vreau să folosesc aceste de cărți, vreau să aflu energia generală. Energia generală pentru numărul 1. Deci, da? De 2 ori. De 3 ori noiembrie. Ups! 5 de spade! Ha! Că tot am vorbit la nivel colectiv și emoții versus intelect, apă versus aer, pe de-o parte. În interiorul vostru sau... Ia uite, și dorința de a începe ceva nou, asul de monede, ia uite, între cer și pământ, aveți, cu alte cuvinte,
Mai multe lucruri de echilibrat, da? Între materialitate și spiritualitate, între emoții și intelect. Aveți acest potențial asul de monede și, am zis, unul dintre voi este mai tânăr în această călătorie spirituală și trebuie să se echilibreze cu ajutorul celuilalt. Energia generală pentru noiembrie, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, este 5 de spade. Da? Renunțați la măști, voi sau cineva, dar și voi. Chiar dacă sunteți, să zic, mai evoluați decât alții din punct de vedere spiritual, poate aveți aspecte în viața voastră pe care încă nu le-ați rezolvat, relații karmice de care v-ați debarasat și urmează cu acest răsnet, urmează să vă eliberați de ele. Și lumina este puternică, puternică, vă va face să plângeți această trezire, această lumină. Hai să vedem altceva legat de energia generală pentru numărul 1. Încă o carte pentru energia generală pentru numărul 1. O dată, de două ori, de trei ori. Extraordinar, am vorbit de lumină, lumina atât de puternică, vedeți? Și-a pus o bandă la ochi, nu că nu ar vedea, este știți ce înseamnă când ești operat, da, ai operație. Cine a făcut operație la ochi? A făcut cineva? Să știe că atunci după operație trebuie să ai ochii bandajați, pentru că lumina e prea puternică. Poți să-ți arzi ochii, să nu mai vezi adevărul, pentru că te obișnui cu minciuna. Aici este dragoste și lumină. Și interesant că aveți emoții versus intelect, asul de monede, acest început și, interesant, călătorie. Iar apare călătoria despre care am vorbit mai devreme. Extraordinar! Deci multe lucruri de echilibra, nu întâmplător a venit balanță. Deci emoții versus intelect, cer versus pământ, masculin versus feminin. Da? Trebuie să fim în echilibru și mama divină. În spate are integritatea. Unul îl trezește pe celălalt. Sunteți într-o relație, nu contează ce fel de relație amoroasă. Poate să fie platonică, poate să fie profesională și să vă treziți un coleg, o colegă sau o persoană cu care veți colabora. Veți vedea. Ideea este că treziți pe cineva, treziți, dar într-un fel sau altul vă treziți și voi. Poate să fie o nouă etapă în trezirea voastră, o nouă etapă în manifestarea luminii și a dragostei. Și ați văzut mai devreme, femeia divină are soarele. Ce frumos, ce-mi place când se confirmă lucrurile. Ce-mi place când se confirmă lucrurile. Hai să, am zis să, am tăiat cărți, nu, n-am tăiat, am amestecat. Acum tai cărțile pentru numărul 1 în noiembrie. Situația din trecut. Sau trecutul recent, mai bine zis. Trecutul recent, ia. Asul de cupe. E o dragoste care se manifestă de ceva, de puțin timp. 9 de spade, interesant, și puterea. În care vă luptați unul cu celălalt, eventual, mai ales cel trezit spiritual cu ego-ul celuilalt. Acum, poate că mai există lupte pentru putere în viața voastră personală care au îngreunat această manifestare, aceste iubiri care vine, vă invadează, da? E ca un val mare de apă care trece peste ce? Nu blocaje. Peste dimensiuni, trece prin dimensiuni, asta vreau să zic. Da? Trece prin dimensiuni pentru că unii dintre voi vă atrageți flacăra geamănă, sunt două flăcări, da? Care trebuie să vină aici, în față, în 3D. Să ieșiți eventual din alte planuri, dar pentru acest lucru trebuie să se dea jos măștile. Și e dureros, 9 de spade aduce și stres. Chiar și celor care sunt treziți spiritual, probabil că a fost un stres datorită faptului că nu știți cum se va manifesta trezirea celuilalt, pentru că știți că e dureroasă, interesant, la capătul setului de cărți, 5 de spade și 9 de spade și cavalerul de spade. Dacă sunteți într-un trio, este mai dificil, trio, triunghi, da? Pentru că apare totuși femeia independentă și marele preot, da? Și 10 de spade. Relația sau 10 de spade despre care am vorbit chiar la început.
relația karmică în care unul dintre voi stă încarcerat în gânduri, în programe mentale, în stresul indus de societate, de tradiție, de religie, de familie, da? De bani, da? Și celălalt este independent. Și atunci s-a întâmplat să vă întâlniți, da? Tocmai ca să descoperiți focul interesant împreună, da? Apare iar cavalerul de spade. Probabil că evenimentele și eliberările interesant, 5 de spade, vedeți cum se regăsesc mesajele, îmi place când se confirmă, da? Trezirea va fi destul de bruscă pentru unul dintre voi. Văd marcaj puternic în semn de aer, dar și apă. Dar și apă și, deși este puterea, teoretică, trebuie să fie... interesant. Aici nu pot să asociez cu nicio zodie. Poate cu ceva jupiterian. Cineva cu marcaj puternic în casa nouă. Am spus, trezirea uneia se face rapid, destul de dureros, că așa se întâmplă. Nu mai timp să te acomodezi cu lumina, că așa se întâmplă. Și 5 de spade. Au fost conflicte mentale până acum, dar apare și puterea, dar apare și suferința nouă de spade, dar conflictele mentale cred, simt, că se vor elibera. Cei care fac aceste jocuri mentale sau sunt stresați, se vor elibera de aceste jocuri mentale, de aceste tendințe sau stres. Eventual îi puteți învăța cum să facă eliberări cu aceste manuscrise și spada, da? Cum să facă eliberări. Mai, așa sunt eu. Îmi place să-mi pun aici diferite chestii în față, care, nu știu, mă inspiră. De-aia se mai dărâmă cărțile. Hai să vedem, asta a fost în trecut. Trecutul apropiat, dragii mei. Deci de câteva luni de zile. Cred că e maxim una, de câteva luni de zile. Hai să vedem, mai amestec o dată pentru prezent. De două ori, de trei ori. Numărul 1. În prezent. Nehotărât, încă o dată. Dacă. De două ori. De trei ori. Dar mai hotărât, te rog, frumos. O dată. Două ori. De trei ori. Numărul 1. Ce avem în prezent? Vedeți cărțile? Extraordinar aici. Conflictul mental legat de această nouă dragoste. Și al vostru și al lor. Cinci. Câte oară? A doua oară, da? Când confirmă această carte, leitmotivul, copilul divin sau marele preot și nouă de monede. Aici este interesant mesajul. La capătul setului de cărți, 3 de spirale sau 3 de bâte. Așteptați într-o situație încălcită să se rezolve lucrurile. Așteptați eventual unul dintre voi conectați la spiritualitate. Dar situația e destul de încălcită. E complicată, mai ales dacă unul dintre voi are copii, mai ales dacă unul dintre voi este căsătorit sau intră în contract sau familia, tradiția, banii sunt importanți. Celălalt chiar manifestă spiritualitate, chiar manifestă creativitate și independență. Și aici este conflictul. Cum poți să fii eventual într-o relație stabilă și să-ți păstrezi copilul divin treaz, jucăuș și independența? Pe de-o parte, a unuia dintre voi, da? Mai ales cei care sunteți într-o vibrație înaltă. Da, vă doriți și voi dragostea aceasta, că doar o manifestați de ani de zile. Ați lucrat la voi tocmai ca să apară în viața voastră. Dar aici este un stres. Cum să vă păstrați și puterea și independența și copilăria și creativitatea și lumina aceasta, spiritualitatea pe care ați căpătat-o, calitățile de profesor spiritual pentru unii dintre voi și să vă bucurați și de dragoste, eventual umană. Umană, da, emoțiile acestea care năvălesc înspre voi. De altă parte, celălalt poate să aibă conflicte mentale legate de această nouă dragoste sau poate unica lor dragoste. Dar și din cauza că sunt căsătoriți și unul este independent, marele preot și nouă de monede, apare stresul și apare lupta aceasta în interiorul lor.
O să clarific totuși. Deci, 3D. Ah, ce frumos! Ce frumos! 2 de cupe! Suflete perechi! Vă oglindiți! Vă oglindiți! Dar, există și o confuzie, dar și secrete. Probabil că unii dintre voi, chiar dacă ați plâns, o să vă întâlniți, o să manifestați întâlnirea. După 4 de cupe, după regrete, lacrimi, da, apare 4 de spirale. Alt 4. Dar simt că va fi o întâlnire oarecum, da, ieșiți de acea, ia uitați, da, de aceste încălcituri, ieșiți din ele și vă găsiți o oază de liniște, unul lângă celălalt, eventual într-un mod secret. Și când zic secret, dragii mei, nu mă refer la cine știe ce chestie ocultă sau neserioasă în care purtați măști, nu. Acum, oricum, vine perioada de restricție, vine iarna, sunteți oarecum mai izolați de o anumită energie care ar putea să vă influențeze povestea de dragoste și așa, în secret, luna și patru de spirale, în secret, da, vorba vine secret, mai în umbră sau penumbră, cei doi pot să se simtă mai bine, da? E o oază, e interesant. Am zis mai devreme oază cu gândul la, de fapt, la un luminiș într-o pădure încălcită, un luminiș în care vă găsiți voi spațiul vostru, da? Dar acum apare și oază, insula, de fapt. Da? Da, vă împământeniți voi doi, voi cu doi. După ce treceți prin acest stres și lupte, da? Și conflicte verbale. Mare grijă cu 5 de spade, întotdeauna la 5 de spade eu văd și dușmani pentru această nouă dragoste. Mare grijă. Mare grijă. Hai să mai amestecăm pentru viitor. Deci asta este în prezent pentru noiembrie, cât o fi. Ar putea și viitorul să se manifeste tot spre sfârșitul noiembrie sau în decembrie. Hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Iau ce sare! Ce vrea să se arate, dragii mei? Ah, frumos, spânzuratul, dar a venit invers. Ieșiți din această încălcitură, da? Deznudați ceva, da? Vă găsiți înțelepciunea, puteți să vedeți în întuneric. Da? Că tot e bufnița. Ieșiți din nodurile acestea despre care am vorbit mai devreme, cum lucrurile acelea complicate pe care le-ați trăit. Ieșiți din stagnare, dacă nu ați comunicat, da? Dacă n-ați comunicat unul dintre voi, probabil că veți comunica. Și în primul la spânzuratul invers, vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Dintr-o nouă perspectivă. Da, vreți să puneți bazele la un moment dat mai încolo, veți începe să puneți valetul de monede, să puneți, sau ori să aveți o întâlnire interesantă, haioasă, plăcută, ori să puneți, dar cred că și una și alta, acea întâlnire se va manifesta, va manifesta începutul unei relații. Ia, în viitor, 7 de spirale, interesant, magicianul, și doi de spade. Ia să ne cer după doi de spade. Cavalerul de monede, da. Dacă cineva de la distanță, unul dintre voi este la distanță, văd 8 de cupe la un moment dat, urmat de Marea Preoteasă și de Spânzuratul, asta îmi spune că posibil să fie eliberarea unuia dintre voi, bănuiesc ca lor, de un stil mai ascuns, de stagnările respective pe care le-au ținut în secret, da? Marea Preoteasă și Spânzurată. Au fost niște sacrificii pe care le făceau în viața personală, voi despre care voi nu știați. Da? Au încercat să se detașeze, eventual încearcă să se curețe emoțional, ca să înseamnă și detașare emoțională, o decupe, de acele probleme care îi țineau pe loc și despre care voi nu știți. Și vor să vină, vor veni la un moment dat, e un viitor, apropiat, depărtat,
vor veni ca și cavaleri de spirale. Da. Transformați. Wow. Vor veni cu multă pasiune, doritor să transforme, am văzut moartea, și să colaborați. Însă, hai să ne ocupăm acum de un viitor care vă pune să așteptați ceea ce am spus mai devreme, cu 7 de spirale, 7 de băte și 7 de monede, va trebui să așteptați un pic. În manifestarea stabilității, pentru că în aceste de cărți, iluzionistul este reprezentat de cavalerul de monede. Cu răbdare, ce face iluzionistul în acest set de cărți? Transformă, dar avem și magicianul, da? Transformă imaginea, iluzia în realitate, dar cu răbdare. Aici este diferența. Cum o face? Este magia lor sau este secretul lor sau este capacitatea lor de a se dedica cu răbdare transformării lucrurilor. Acum, în viitor am zis, aveți 7 de debute. Trebuie să fiți precauți. Trebuie să vă păstrați granițele personale. În manifestarea acestei iubiri, acestei vindecări sau iubiri față de voi sau vindecare, dar eu cred că totuși există și o altă persoană, da? În manifestarea acestui as de cupe, care știți că a creat și în continuare creează un soi de conflict mental, poate pe aici, pe acolo și jocuri, dar eu cred că din ce în ce mai puțin jocuri mentale vor fi, trebuie totuși să fiți precauți pentru că există totuși niște dușmani. Cu 5 de spade există niște dușmani și atunci de-aia zis, e bine să fiți, că întâlnirea aceea să fie secretă sau voi doi să fiți mai în penumbră, da? Din cauza dușmanilor. 5 de spade pentru mine înseamnă invidioși. Acum, fiți precauți și veți putea să manifestați, dacă alegeți corect, între iluzie, da? Sau între jocul imaginii și realitate. Aveți de ales. Va trebui la un moment dat să alegeți. Aș vrea totuși să clarific. Cât am vorbit? 7, dar mai fost și începutul. Da, o să clarific. Clarificăm, te rog frumos. 2 de spade. Odată. Aici este. Trebuie să renunțați la regrete. Da? Vedeți ce a venit. Da? Trebuie să renunțați la regrete. La amintirile neplăcute, la conflictele mentale, la suferința prin care ați trecut, la luptele, da, care au existat între voi și eventual și invidioși și ce mai știți că există între voi. Trebuie să renunțați. 2 de spade. Clarificat de 5 de cupe, cu alte cuvinte, și 5 de spade. Ia uite și la capătul setului de cărți, ce? Moartea. Trebuie să intrați iar. Ea nu știu câteodată când apare noțiunea de 8 de transformare și renaștere. Mai dăm o carte pentru acest 2 de spade și regrete. Da. Ia, da, e o pasiune asta. Trăiți cu pasiune acest as de cupe, această transformare, această situație. Trăiți în dragoste, dragii mei, în dragoste și lumină. Chiar dacă celălalt poate încă nu se ridică la nivelul vostru, rămâneți în flacăra voastră, ardeți eventual în gândul vostru, că e undeva la nivel mental. Da? Toate aceste regrete, gânduri negative, da? Avem, ia uite, manuscrise, știți? V-am învățat la lună plină, dacă nu ascultați ce să faceți, da? Le scrieți, le rupeți și le ardeți, da? Ca să se pregătească spațiul, să se curețe spațiul pentru acest as de cupe.
La capătul setului. Iar 5 de cupe. Ia, în legătură cu acest mare preot sau cu această situație în care roata norocului, dar întâlnire de destin în care, ia uite, 7 de băte, iar sunteți precauți, în care, unu, știți foarte bine că este într-un contract, are o poziție socială, profesională foarte importantă sau este căsătorit. Și aici este problemuța. Clarificăm în continuare. De-am zis să fiți precauți. Nu zice nimeni să trăiți povești secrete în sensul negativ al cuvântului. Dar uneori, dragii mei, ca să nu... Cum să vă explic? Că cineva zice, nu, că nu vreau iubiri secrete. Uneori e bine să ții deoparte valorile, că altfel sunt atacate energetic, chiar și fizic, de oamenii care nu-și doresc să vă bucurați de ele. Și sunt oameni care nu-și doresc să vă bucurați această dragoste. Clarificăm agicianul, te rog, o dată. De două ori. De trei ori. Patru de spade. Aici este. Fiți precauți, cum am zis mai devreme, cu 7 de spirale. Stați în bărlogul vostru, oricum vine iarna, da? Vedeți bărlogul, ursulețul, da? Stați în bărlogul vostru și analizați cum analizați patru de spade. Eventual, dacă vă simțiți manipulați și de-aia încă vă gândiți la trecut, se leacă de acest doi de spade. Analizați ca să puteți alege corect. Analizați ca să vă puteți elibera. Dacă aveți impresia că v-a manipulat cineva, avem gemeni, avem taur, avem semne de apă, pești, drac, scorpion, avem și pământ și avem și foc ca și pasiune, dar ia uite, iar pământ. Ca să manifestați stabilitate, analizați bine cum să manifestați, cum să comunicați în acest magician. Cărțile arată altfel și îmi place că nu le-am mai folosit de mult timp. Trebuie să comunicați într-un anume fel. Ca să transformați tendința de manipulare, și toți avem această tendință, uneori fără să ne dăm seama cât am încercat să fim corecți, uneori ne mai scapă câte o mică manipulare emoțională, mentală, dar cu cât mai rar, cu atât mai bine, da? Dacă v-ați simțit un pic manipulați, un pic mai mult de cineva căsătorit și v-a dat stres, analizați, repet, cu patru de spade. Vindecați-vă, gândiți-vă, de fapt. De ce s-a întâmplat? De ce personajul a ținut ascuns, că are probleme despre care am zis mai devreme? Poate că i-a fost rușine, poate că, într-adevăr, sunt dușmani. Asta este. Ah, și totuși, uitați, magnetismul este teribil, atracția este teribilă și se dorește să o luați de la zero, să aveți victorie în 6 de băte, dar, ca în orice poveste de dragoste, ca în orice trezire, nu merge totul strună, că altfel ar fi prea ușoară lecția, nu? Trecem de la clasa 1 la a 2, la liceu, la facultate, la master, la doctorate, da? Clarificăm, te rog frumos, 5 de spade. În prezent, o dată, de două ori, de... Ia uite, aici este conflictul, măi. Asul se dorește început în această perioadă. Dar, repet, sunt niște dușmani care nu-și doresc. Aveți as de cupe în trecutul apropiat și în prezent aveți asul. Prezent, aveți asul de monede. Dorința de reciprocitate a persoanei care nu a fost... aptă să împărtășească până acum cu voi. Da? Aici este, ia uite, dorința de a manifesta ceva nou, o nouă lume, dar e și un stres. 8 de spade. 8 de spade, 5 de spade, 4 de spade, probabil cineva cu marcaj puternic, m-am văzut mai devreme, nu, balanța era la mesajul colectiv? Nu, la voi era. Cineva cu planete în balanță, în gemeni sau în vărsător. Dar, repet, avem și un pic de foc și pământ, avem și apă. Da, dorința de reciprocitate. Unul este mai stabil, altul este mai ușchit. Dar împreună faceți casă bună. Sunteți altfel. Sunteți fain. Ah, ce frumos! Vedeți? Nu mai vă arăt. Ah. Iar, uneori și mă minunez de cum am făcut aceste cărți.
Vedeți, 6 în poziție normală, e mai mare, 6 e mai mare, da? Și când este invers, este mai mic, ca să știu eu când e invers și când e așa, da? Așa a fost decizia mea. Ideea este că acum îl văd 6 și cu 9, 69, yin și yang. Aici vreau să ajung. Mai, sunteți diferiți, da. Dar vă stă foarte bine împreună și aveți o atracție fizică teribilă între voi doi. Există o atracție teribilă între voi doi. Acum, pentru unii, hai să vedem totuși male preot, cum este clarificat odată. Vreau să spun că pentru unii, chiar și persoana independentă, să fie în vibrație de mare preot, de profesor spiritual pentru celălalt. Ia uite, male preot a fost clarificat cu magicianul care apare în viitor, dar în prezent apare pe orizontal, este în lucru, dragii mei. Este în lucru. Și Marea Preoteasă. Ce frumos! Deci manifestarea deocamdată, repet, se vor dezvălui, magicianul înseamnă și comunicare, se vor dezvălui niște lucruri mai încetișor. Câte una, două azi, câte una, două mâine, că 8 de spade de bât înseamnă și comunicare, cum a zis mai devreme. Persoana care este într-o relație convențională, ortodoxă, vorba vine, că poate să fie musulman, da? Persoana respectivă vrea să manifeste și vrea să spună, dacă până acum, să zicem, vă arăt, magicianul a fost invers, adică ați simțit voi că vă manipulează, de-aia încă analizați, da? Vedeți aici cărțile, magicianul a fost clarificat de 4 de spade, da? În viitor. Dacă ați simțit că vă manipulează, da? Și Marea Preoteasă a fost în poziție, da, normală, adică au ținut secret niște chestiuni care țineau de poziția lor familială, profesională și tradițională. Da? Acum apare Marea Preoteasă pe orizontal, adică dorința este să vină din ce în ce mai deschiși ca să se manifeste magicianul care apare în viitor. Vedeți ce frumos, măi, ce frumos, da? Eu așa simt. Că altfel, dragii mei, altfel, cum să se manifeste această reciprocitate și asul de spade, da? Cum? Dacă nu prin comunicare, cât mai corectă. Și evident că nimeni nu poate să-și povestească viața într-o singură zi. Nici dacă ar vrea, n-ar fi posibil. Pentru că noi am trăit niște ani. 20, 30, 40, 50, 60 de ani fiecare, da? Și atunci cum să spui o viață într-o singură zi? De-aia necesită timp, răbdare. Eventual, unii dintre... Da, la capătul setului de cărți, iar roata norocului, întâlnirea de destin. Ia uite, 9 de spade, stresul. Ia, apare, reapare, stresul acesta. 7 de bâte, dorința de a fi precaut, cum să-și deschidă sufletul, cum să spună, cum să vă spună vouă eventual suferința prin care trec. Asta pentru că aveți totuși o relație în care trebuie să renunțați la măști și apare asul de cupe și asul de monede. Nouă de monede. Dar ce îmi place la această carte, la 9 de monede, totuși o femeie cu o bâtă în mână. Adică este un as. Ar fi, să zicem, un al treilea as. Un al treilea as. Clarificăm 9 de monede în prezent. O dată. De 2 ori. De 3 ori. 9 de cupe aici. Persoana independentă îl învață pe celălalt să se iubească 9 de cupe. Să se bucure de emoții, da? Să treacă de la 9 de spade la 9 de cupe. Acest as de cupe îl ajută să se vindece. Este visul său materializat, apropo. Deci am zis mai devreme, l-am dat la iluzionist, la cavalerul de monede. Multe emoții pentru această femeie, poate nu-i femeie, dar personajul independent. Multe emoții, pentru că e puternic și plin de pasiune. Și care are această forță teribilă. Dacă lucrurile nu merg, e în stare să renunțe, dragii mei, la fundație, ca să-și caute o nouă pasiune. Și nu în sensul
Purtă-l cuvântului că își caută vreo nouă aventură, nu. Își caută eventual locul în care poate să construiască solid ceva. Dar fără să facă prea multe compromisuri. Da, mai faci, dar nu prea multe. Îmi place nouă de monede foarte mult. E stare de preîmpărăteasă și nouă de cupe. Nouă de monede și cupe. Am început să clarific viitorul și acum m-am întors la prezent. Dar aș vrea totuși, am clarificat în viitor. Reveniți și voi, da? Că puteți să faceți salturi de astea mentale, da? La prezent, trecut, viitor, că așa se fac în citiri. Aș vrea să clarific. Iluzionistul sau cavalerul de monede? Dar înainte să clarific, la 9 de cupe, această femeie, personaj independent, 9 de monede cu 9 de cupe, are la capătul setului de cărți Prințesa de Bâte, Diavolul și Asul de Cupe. Iar a doua oară de care, când apare, de fapt, Asul de Cupe apare de două ori și e prima oară când apare în prezent, alături de Asul de Monede, Asul de Cupe este mai nevăzut. Dar există și asul de bâte îl are unul dintre voi, are această capacitate de a manifesta printr-o energie spirituală și nu doar spirituală, special. Și atunci este dorința obsedantă a cuiva de a comunica. Iar 9 și cu 1, 10. Această dorință de a începe ceva noi, nou împreună, de a lăsa 8 de cupe în spate trecutul, chiar și trecutul vostru, dacă v-a adus probleme, și te-a manifesta într-un viitor, cine știe în cât timp, cu răbdare, da? Cavalerul de monede, 9 și cu 1, 10, da? Un cuplu fericit. Clarificăm cavalerul de monede. Sper că ați înțeles. Vorbesc de cuplu pentru că așa am fost ghidată. De două ori, de trei ori. Interes. Oh, cavalerul de... Cum am zis mai devreme, da? Dați în urmă când am citit. Cu răbdare, un personaj, poate nu știți sau poate îl știți, cu care ați manifestat această dragoste, de o zi că trecutul apropiat, nu cred că e trecutul îndepărtat, va veni cu răbdare acest personaj plin de încredere să manifeste ce? Atracția pe care am văzut-o, magnetismul, dar și dorința de a crea, pentru că pentru mine bâtele sunt creative, da? Voi aveți bâta? Și ei au energia masculină de care aveți nevoie, da? Ca să vă completați. Am zis mai devreme, Yin și Yang. Cu alte cuvinte, interesant. Chiar dacă e un rege, voi conduceți regele. Opa! Vreau să zic, voi conduceți regele, că sunteți prea împărătese, chiar dacă... Dar am simțit altceva. Simt că îi inițiați și îi inspirați să se descopere ca și regi, eu știu, ca și oameni plini de încredere, de creativitate, de pasiune, da? Îi inițiați, îi învățați, da? Prin aceste 9 de cupe îi introduceți într-o nouă lume. Aici este, cum am zis mai devreme, de lumină și de dragoste, în care renunță la măști. Frumos, frumos, frumos. Iar roata norocului, dacă asta să vă spună ceva. Schimbare. Da, va fi o schimbare. Și iar 7 de bâte, da? După o atitudine precaută, necesară la un moment dat, și în prezent, și în viitorul apropiat, este necesară totuși o păstrare a granițelor personale, în general, ale voastre față de ei, dar și ale voastre ca relație față de restul lumii. Se vor schimba energiile și atitudinea. Da, cu răbdare. Mesaj. Măi, dar ce atracție teribilă este între voi și ea, uite, acționează ca și când partenerul este aici. Încă, vai, 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 ce frumos. Măi, acționați, lăsați măștile, renunțați la orgolii cu puterea, la stres. Pentru că lucrurile vor fi din ce în ce mai bine. Mesaj de la divinitate este o legătură, ce fior am, legătură spirituală profundă, doamna, energia feminină, vreau să zic.
Da, cum am zis de la început, energia feminină ridică energia masculină din karmă, din întuneric, dintr-o tulburare emoțională, din emoții negative, da, prin această romanță. Da, nu cred că e relație platonică, îmi pare rău, e o relație plină de romantism, de sexualitate, de pasiune, de emoție, da, și care pentru unii să fie chiar de suflete perechi, flăcări, gemene. 2 și cu 8 înseamnă 1 și ați avut magicianul de două ori și în prezent și în viitor. Da? Și aici este o altă avertizare. 28 și 27, interesant, da? Dar se manifestă uniunea aceasta dintre voi și o persoană specială. Poate n-ați cunoscut-o, dar astfel de cupe poate să fie și vindecarea voastră, dragostea față de voi care atrage încet, încet, încet personajul de care aveți nevoie. Iar 3 și cu 7, tot 1, da? 1, 1, 1, 8, 8, 8, numere care se repetă în viața voastră. Acționați, chiar dacă nu v-ați întâlnit, de ca și când partenerul este aici. Dacă v-ați întâlnit și el la distanță și trece prin niște probleme, în continuare gândiți-vă că sunteți împreună și că aveți ceva deosebit de făcut împreună. Și cel mai deosebit este această legătură spirituală care vă aduce împreună ca să creșteți împreună ca un pom. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, da? Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, papa. Dragii mei, pentru cei care ați ales numărul 2, începe pentalare, sper să nu se decaleze, că a trebuit să pun totuși un pic de pauză, sper din tot sufletul să nu se decaleze. Ar fi păcat, pentru că am foarte multe mesaje să vă transmit. În primul rând, am vrut să se arate 10 de monede. Unii dintre voi aveți de rezolvat niște chestiuni care țin de bani, de profesie, de job, de tradiții, asta înseamnă în familie, familia voastră sau cea pe care v-ați făcut-o, de rezolva niște probleme. Și spun de rezolva niște probleme pentru că a venit apoi 3 de monede, vreți să colaborați cu cineva, vreți să călătoriți eventual către cineva și să colaborați. Care are legătură cu această familie sau nu are legătură sau vreți să vă îndepărtați de familie și să călătoriți spre un 3 de monede, spre o colaborare? Posibil să fie. Posibil. Spun asta pentru că a fost urmat de cavalerul de spade, de regele de spade, semn de aer, mod special, dar neapărat semn, sau poate să fie și ascendent, urmat de 2 cavaleri, cavalerul de cupe și cavalerul de monede. Regele de spade, care este de obicei mental, rațional, concentrat pe a manifesta lucruri practice, da, inclusiv familie, bani și job, da? Acest personaj începe să simtă cavalerul de cupe și vrea să creeze ceva, cavalerul de monede, de lungă durată, cu eventual personajul care îl face să simtă că are suflet. Toată lumea l-a tratat până acum ca pe un personaj, da, responsabil, cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, înțelept, da? Dar lumea l-a tratat ca și un personaj sobru. Și vorbesc de energie, nu de zodie, da? Personajul acesta, bărbat matur sau energie masculină matură, simte că poate să fie romantic în preajma cuiva. Și asta poate să fie un mister și o... Așa simt o senzație nouă. O senzație nouă. Spun asta pentru că chiar își dorește construcția cu cavalerul de monede. Să construiască ceva de lungă durată, că așa este obișnuit, dar asta face parte din mentalul său. Chiar dacă acum simte, spre deosebire de ce simțea, că se uită, se meditează. Regele de spade în această perioadă, în noiembrie, meditează. Eventual, la ce a construit până acum? Job, familie, eu știu ce, da? Ce colabor a avut? Ce? Călătorie a avut? Și vrea să lase în urmă ceva. Chiar aceste construcții, ca să construiască altceva. O construcție emoțională. Este ceva, repet, ceva nou, pentru că aceste cărți au fost urmate de 9 de cupe și asul de cupe. 9 și cu 1, 10. Am zis, simte că starea de completare, de satisfacție, 10, un număr plin este un 1 și un 0. Este 0 fiind pentru mine o nouă lume și unul înseamnă manifestare, da?
starea aceea de, de satisfacție că am făcut ceva deosebit. O capăt acum pe cale emoțională. O nouă dragoste apare, repet, în viața acestui personaj. Și acum acesta stă și se gândește. De ce m-ai fi căsătorit cu Xulescu? De ce aș fi avut respectivele, m-am concentrat atâta pe colaborările nu știu care și nu știu care ca să creez eu știu ce averi, când de fapt, poate cineva are ochii albaștri? Când de fapt, adevărata fericire o găsesc în mine, nouă de cupe, da? În mine și cineva mă face să simt că după ce o găsesc în mine, pot să o găsesc în preajma oamenilor care văd sufletul meu, care învăț, apropo, interesant, da? Care învăț sufletul. Există, deci în via... că sunteți voi, că e altcineva, poate sunteți voi și în viața voastră vine cineva care vă vede și vorbește cu sufletul vostru și vă dați seama că ce ați experimentat, ce ați trăit până acum este foarte diferit de ceea ce trăiți în preajma acestei persoane. Ce a mai venit? Ia uite, 9 de spade și asul de spade. Dorința eventual 9 și cu 1, 10, aveți să zic cu alte cuvinte 2 de, 3 de 10, într-un fel sau altul, eliberarea de niște construcții sau cicluri, da? Eliberarea de karmă, ca să puteți manifesta această fericire. 2H, da? 2H, asul de spade și asul. Aici este trezirea spirituală prin care trece acest rege de spade. Da, meditează la trecut, dar este stresat oarecum. Și de tot ce simte, cum a putut el să trăiască fără să simtă. Și am și eu la nivelul chakrei inimii niște stări. Da? Niște stări speciale. Altfel. Interesant. Judec. Uite, stă și se gândește. Cum și-a blocat, să zic, accesul la fericire. Cum a trecut prin lupte, prin suferință, dar, judecă că încă mai are pasiune pentru această o nouă viață. O nouă viață în emoții, în sensibilitate, în romantism, nu atât de mental. Pentru că spadele, dragii mei, pot să fie foarte romantice. Dar, în anumite condiții, evident. Pentru că, fără spade, dragii mei, nu poți să faci... Ia uite, am văzut și stea, ia uite, și am pus asul de cupe lângă stea. Cineva vă inspiră, dragii mei, dacă sunteți voi aici, vă inspiră să vă vindecați de mentalul... Ia uite, vreți să mergeți, da, către nouă de cupe, către destinul vostru, visul vostru. Am zis, spadele pot să fie romantice. Cum să faci poezie fără spade, da? Fără să vorbești, fără să scrii, fără să gândești, da? Dar poezia, spadele, da? Se naște din spade cu cupe, da? Cu accesul la sufletul nostru, da? Conectarea la suflet. O să amestec încă o dată. Numărul 2, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, ce vrea să se arate? Ia uite, justiția. Poate sunteți în zodia balanței unii dintre voi sau în noiembrie. Se manifestă justiția divină. Vă echilibrați cupele, sufletul. Ce stare. Vă echilibrați sufletul alături de cineva față de care simțiți o atracție teribilă. Da? E o persoană specială pe care o vedeți ca având o valoare specială în viața voastră. Dar înainte să citesc cărțile, vreau să extrag energia generală a acestei luni pentru numărul 2, odată. Oh, ia uite. Body and mind. Da, măi, nu întâmplător semn de aer. Tot 11, tot în noiembrie. Vai și 9 de cupe. E, așa îmi pică mie cărțile. Aveți credință? Iar se naște, vai, o nouă dragoste. Se naște eroul în voi. Poate voi nici n-ați simțit ce înseamnă să fie erou în dragoste, să simți pasiune și să-ți simți sufletul. Dar învățați cu această dragoste și să învățați să aveți credință și să vedeți cu ochii minții, da? Binecuvântările.
de care aveți parte prin această dragoste și prin această trezire. E o trezire spirituală și emoțională și sentimentală. Ia uite, ce a vrut să rămână aici, iar emoții versus intelect. Dar, mai presus de toate, corp versus minte. Da, mens sana in corpore sano, un corp sănătos, în minte sănătoasă, dar ce înseamnă asta? Corp și minte. Ce înseamnă corp și minte dacă nu avem și emoții? Se manifestă doar la nivel de plan, 2D, da? Ca să intrăm în 3D, aveți nevoie de emoții. Și uitați cum apare triunghiul aici, în această carte, da? Și unde vă uitați? În sus, înspre Dumnezeu, înspre divinitate. Sunteți voi chiar cineva care se trezește, dar există această trezire pentru unii dintre voi. Hai să mai vedem ce alt mesaj apare pentru numărul 2 în această perioadă. O dată. De duri. Ia uite, opțiuni. Iar apare mai balanță. Mai. Opțiuni. Aveți opțiuni într-adevăr. Dar cea mai importantă opțiune este persoana care vă echilibrează stările. Cristale. Eventual lucrați cu cristale și poate trebuie să comunicați cu cineva, cu sufletul vostru, cu altcineva, un consilier, un psiholog sau o persoană dragă. Dar, dacă vedeți detaliul acesta, vi-l arăt, da? În această balanță, în acești taleri, sau, da? Există două scoici, vedeți? Scoica este simbol feminin, vedeți? Dar și sexual. Da, deci trebuie să descoperiți latura voastră feminină și sexuală în această trezire, în această situație, da? Mesaj care vine ca să vi-l transmit, da? O dată, de două ori, de trei ori, numărul 3 noiembrie, 2, pardon, poate că aveți ceva și cu 3. În trecutul apropiat, 8 de băte, asul de băte, și soarele. Wow! Trecutul apropiat înseamnă câteva săptămâni, câteva luni. La o călătorie, în timp ce călătoreați, ați dat de... s-a produs trezirea. Ați întâlnit o persoană strălucitoare față de care ați început să simțiți o atracție teribilă, asul de băte, și dorința de a manifesta ceva nou, de a manifesta fericirea aceea pe care n-ați trăit-o, că ați văzut... Regele de spate se uita în urmă, da, aveam bani, aveam familie, aveam mașină, aveam aia, casă, aveam de toate și totuși nu simțeam nici atracție, nici emoție, da? E totul aici. Sunt toate planetele activate în această relație, nu doar unele. Eventual ați comunicat destul de mult cu o anumită persoană. La acestea ați făcut drumuri, deci e chestiune de care ține de drum, da? În aceste drumuri ați stat de vorbă și uite așa s-a aprins ceva, dar foarte mult. Nu e doar un as, apare și soarele. Apare și, repet, trezirea. Trezirea. Da, vreți să fiți în echilibru, poate aici este iar natura voastră veche, da? Să fiți și mental, să fiți rațional, dar aici este trezirea. Ce faci fără soare? Soarele reprezintă credința, da? Credință. Pasiunea. Sexualitatea, dar și sexualitatea fără emoții, iar, e ca și când ai mânca o prăjitură fără zahăr, nu? Eu așa zic, că tot îmi plac prăjiturile. Și am mai încercat așa să le fac și, n-au farmec, dacă nu sunt dulci, nu? Da, obsedantă această pasiune. Și din cauza acestei intensități, eventual, poate a fost și un triunghi amoros pentru unii, ați încercat să refuzați această oportunitate, acest as de cupe, despre care am vorbit mai devreme, ați încercat să refuzați și v-ați dat seama că, de fapt, refuzând, v-ați atras lacrimile. Da, pentru că știați că dacă erați și căsătoriți sau sunteți căsătoriți, cum am zis mai devreme, cu 10 de monede, posibil să fi fost și un triunghi amoros. Dacă nu, poate a fost în acel triunghi, a fost profesia, nevoia de stabilitate financiară, profesională, statutul, eu știu, pe care l-aveați unul dintre voi, da? Trebuie să fiți persoane respectabile, da? Nu trebuie să știe lumea că v-ați îndrăgostit. De ca și când ar fi o rușine. Unul sau altul. Dar, din cauza acestei atracții teribile, posibil triunghi,
Din ce motive? Că o fi familie, că o fi, eu știu, neamul din care, și-o iumăreștilor din care vă trageți, sau religia, sau profesia, ceva s-a refuzat. Și s-a ajuns așa la o stare de tristețe și tristețea asta se accentuează, da? Pentru că și intensitatea este teribilă și tristețea este din ce în ce mai mare. Hai să vedem. În prezent. Odată numărul 2, de 2, de 3 ori. Ah, Marea Preoteasă, ce-mi place cartea. Moartea. Și 9 de spade. O să clarific. Suflete perechi, da? Ce să mai... Regina de cupe, 9 de cupe, 2 de cupe. Sunteți copleșiți de emoții. Emoțiile astea vă transformă întreaga viață în prezent, moartea. Posibil că apare o tăcere în prezent. Din ce motive? Probabil din cauza acelui triunghi amoros sau, eu știu, obligații familiare, sociale, politice, financiare. Dar am totușit, deși nu sunt răcită, am totușit, am întrerupt și am tușit pentru că e o problemă de comunicare la voi, da? Doi de cupe. Doi de cupe. Cineva vine cu această cupă, cavalerul, regina, să vă arate, de fapt, cum se trăiește o viață cu o emoție. Faetonul. Vreți să mergeți către acest personaj? Sau vor ei să vină către voi? Dar au în spate un împărat, ori o au o poziție, repet, socială, tradițională, profesională, de care o mai fi, sau au un personaj care îi domină și controlează, eventual și un copil. Da? Din cauza aceea trebuie să fie 7 de bâte defensiv, dar își doresc să vină înspre voi, eventual, sau voi îi atrageți. Știți, pentru că la doi de cupe, cei doi nu comunică doar de la suflet la suflet, ci și de la minte, apropo, da? Mintea. Mintea fără cupe e ca... Ce comparații să mai... nu mai fac cu prăjiturile. Nu știu, mintea fără emoție ne păcălește. Asta e clar. Și apare o transformare foarte intensă în noiembrie, că tot e scorpionul, da? Mersi mult de confirmare. În zodia scorpionului o să clarific. Vă gândiți eventual, vă gândiți foarte mult la această fericire pe care ați trăit-o lângă cineva și ei se gândesc la voi. Eventual, această comunicare și călătorile pe care le-ați făcut rămân oarecum secrete pentru anumite persoane din viața voastră sau rămâne un mister interesant. Măi, dar cum am întâlnit eu, mă, cu o asemenea persoană? Da? Poate voi sunteți cei entuziaști și ei sunt mai mentali și vă gândiți, cum am întâlnit? Da? Poate sunt ei care se întreabă. Unul dintre voi să vă întrebați. Și iar vorbesc despre doi, așa se ghidați, da? Aici e misterul întâlnirii dintre voi. Mă mir că n-apare și turnul. Probabil că o să apară. Dar și moartea în sine, da? Vibrația scorpionului este foarte bruscă. De ce vă stresați? Pentru că în continuare apare 7 de monede și 2 de spade. Iar e o lipsă de comunicare, de-aia am totușit, da? Care vă pune în așteptare. Și asta vă stresează. E o luptă. O luptă cu voi. Pentru această întâlnire, 4 de bâte, cineva trebuie să aleagă în această perioadă. În noiembrie, probabil din octombrie, alege, cine știe de cât timp alege, dar în noiembrie încă mai alege. Acum, prezentul acesta poate să fie mai scurt sau mai până spre sfârșitul lunii. Odată. Hai să vedem viitorul. De 2, de 3 ori. Viitorul. Pentru numărul 2. Nu mănâncă nasul, dar asta e bine. Dacă te mănâncă nasul într-o etalare, e bine.
Ah, ce-mi place! Asul de monede! Aici, ah, și mai și! Ce superb! Aveți arcane majore în fiecare, și în trecut și în prezent. Puh, la ce? Toate sunt intense oricum. Și în viitor. Magicianul și la voi în aceeași poziție ca la numărul 1. Interesant, exact în aceeași poziție. Dar probabil aceea era perspectiva lor. Rămâne de văzut și asta este a voastră. Aia asta este a voastră. Și 5 de băte. Oarecum... Da. Era un 5 de spade acolo. Tot așa conflicte. Știți că pentru această relație, această transformare, transformarea acestei atracții teribile în relație, valoroasă, stabilă, de lungă durată, pentru că regele de spade asta își dorește, da? Nu vreau doar vise. Da, e fain că poate să... Cineva îi face să simtă, să viseze, să fie romantici, dar nu doar atât. Pentru că e rege de spade și n-are cum. N-are cum doar atât. Are nevoie de lucruri concrete, da? E un om cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Și aici este transformarea voastră sau a lor sau a amândurora. O nouă relație. Nu, adică a voastră după o tăcere eventual, tăcere și Marea Preoteasă și două cărțile de doi pe care le-am văzut mai devreme, care va duce stres. Dar se va încheia, aici este stresul. Este din cauza acestei tăceri, din cauza acestui mister, dar se va încheia. Aici este frumos, nu? Superb. Se va încheia în noiembrie și spre sfârșitul lui noiembrie să sperăm că nu intrați, da, nu cred că intrați în decembrie cu această manifestare. Sunteți foarte hotărâți să mă... Da, uitați-vă cât de hotărâți sunteți. Voi, ei, vedeți care sunteți, cel care are marcaj sau cea care are marcaj puternic în gemeni sau care știe să manifeste. Ia uitați-l cum se uită. Ups, da? Aproape hipnotizator, hipnotizant, pardon. Da? Sunteți deciși să manifestați o nouă relație. Și nu doar atât, să vă luptați. Cu 5 de băte chiar vreți să vă luptați. Dacă există concurență pentru acest soare, personaj, bărbat, femeie, nu contează, care atrage atenția, care are ceva vibrant, sexy, provocator, mai mult sau mai puțin, dar atrage, poate să fie voios, are ceva de... wow! Dacă l-a topit până și pe regele de spade, înseamnă că are, da? Multă energie. Și dacă are multă energie, atrage și competi, da? Și alte persoane în jur. Și atunci sunteți deciși să vă luptați. Cinci de bâte se luptă. Mâine chiar se luptă. Vedeți să-i pune la pământ, se bate. Și să știți că regele de spade... Eu cred că e foarte bun tactician. Chiar dacă nu se bate cu ei, cred că poate să le pună piedică. Le știe să le pună în piele, să se facă să se bate. Știți, în filmele alea, channeling, știți, în momentul în care vizionez filmele Kung Fu, cu arte marțiale, mari maestri, da, ca un adevărat maestru ce este regele de spade, da? Cred că îi poate face pe ceilalți să se lupte ei între ei și el să câștige victoria, în timp ce ei, da, e un soi de Machiavelli, în timp ce ei se luptă, el dă ultima lovitură și se duce direct către soare, către victorie. Așa simt. Ia uite. Iar mai sunt pro, da, ține foarte mult acest personaj, 9 de băte. De băte, de monede. Persoana aceasta independentă, vibrantă, inteligentă, plină de, ia uite, fluturaș, de optimism, de reușite, de valoare specială, da. Ține foarte mult acest personaj și își dorește să o ia de la zero, da? Ține foarte mult. Pentru că în afara cutiei, out of box, acest personaj gândește, da? Gândește out of box. Și e inspirant, evident. E inspirant. Acum, hai să vedem la capătul setului de cărți și apare luna, dar în secret. În secret. Eventual voi nu știți, dar există lacrime, există regrete. Se plânge, eventual, pentru această pasiune până să se manifeste. Dar, 5 de cupe și iarăși regele de monede, da? Asta este. Se dorește renunțarea, iar alți 10 la renunțarea la responsabilități și manifestarea femeii divine și a bărbatului divin într-un cuplu, da? Stabil, regele de monede.
Este o dorință. Foarte mare între voi. Dacă stați prea mult departe, unul de celălalt, intrați în starea aceasta de regrete, de depresie, vă dați seama cum pot eu să pierd această cupă, cele două cupe strălucitoare și să ce să mai găsesc fericire la cupele goale, la cupele prăfuite, da? Anoste. Din fier, din ceramică, din plastic, când eu am două cupe de aur, am descoperit că sufletul meu are o valoare specială, regele de spade. Hai să vedem. Ce-ar fi să mai văd? Ia. Să clarificăm. Hai să clarificăm. Ce? Clarificăm Marea Preoteasă în prezent. O dată. De doi. De trei ori pentru numărul. Doi. Regina de spade. Asta e regina de spade. Poate să fie același personaj, regele sau regina de spade. Gemeni, balanță sau vărsător. Posibil să fi spus niște cuvinte mai... Sau, nu, în ce sens, regina de spade. S-a spus adevărul într-o manieră... Prea sinceră. Prea sinceră. Și din cauza asta s-a ajuns la tăcere cu Marea Preoteasă, pe de-o parte, da? Și nu s-a putut manifesta asul, da? Nu s-a, aici este, s-a spus ceva și nu s-a spus. Poate maniera n-a fost perfectă pentru acel moment și șase de spade, da? Ia uite. Aceasta este tăcerea clarificată. Mai dăm o carte pentru regina de spade. O dată. De două ori. De trei ori. Cinci de spade. Mă, interesant că și la numărul 1 în aceeași poziție, dar bine, nu la clarificări. Ce au fost niște conflicte? Au fost niște conflicte mentale, jocuri mentale, eventual ceva nu s-a spus corect sau nu corect. Nu, felul în care a fost spus n-a fost prea... În acord cu această energie emoțională și pasională, a fost prea mental și a adus conflictul, pe de-o parte. Acum, pe de altă parte, ce mai simt? Regele de spade, dacă era în 10 de monede, căsătorit, evident că era căsătorit cu o regină de spade. Și din cauza aceasta apar conflictele. Conflictele verbale în viața sa personală. Poate să fie, eu știu, partenerul regelui de spade. Păi știți ce înseamnă rege de spade? Personaj cu marcaj puternic în semn de aer, marcaj. Sau un personaj mental, rațional. Oamenii mentali își aleg de obicei oameni tot mental, da? Rațional. Ca să facă, eu știu, cică, cuplu bun. Dar, acum descoperiți, voi sau ei, că de fapt vă puteți completa altfel, da? Pe alte paliere, să zic, emoționale, pasionale, nu doar mentale. Și dacă unul dintre voi este în această energie mentală cu un partener de viață, acolo să apară discuțiile, conflictele, cinci de spade, și din cauza aceasta sunt secretele și nu secretele, cât tăcerea. Trebuie rezolvat ceva în viața personală, da? Pe de-o parte. Da? Iar moartea, trebuie încheiat ceva, ca să vă puteți bucura trei de cupe. De un nou început, de întâlnirea cu sufletul pereche, ce mai avem aici? Da. Unul dintre voi face prea multe sacrificii într-o relație care nu, în care nu se mai simte pe el, pe ea. Sper că înțelegeți limbajul. Dacă nu ascultați tarotul de mult timp, poate nu știți ce înseamnă spade, băte, cupe, dar eu cred că le prindeți totuși din zbor. Da? Mai ales dacă sunteți în vibrația asta, că sunteți isteți. Clarificăm 9 de spade în prezent odată. Eu știu că e stresul din cauza acestei tăceri. Ia uite, 5 de bâte. 5, ia uite, 5 de bâte care apare în viitor. Dorința de a cuceri, de a... Da, de a... Sunt și conflictele interioare în prezent, dar care se vor manifesta magicianul în fizic, în relație cu concurența, cu cei care se opun acestei relații. Da? Cei care încearcă să influențeze.
pe vreo cale. Aici e stresul. Apare o influență nepotrivită. Din acest motiv, 2 de bâte, nevoia de a alege. Dar ce? Trebuie să lăsați în urmă 10 de spade. Iar 10, iar vorbim de 10, poate 10 vă influențează. Și 5 de cupe, regretele pe care le-am văzut mai devreme, ia uitați-le, 5 de cupe. În secret, posibil că plângeți, voi, ei, în secret, în tăcere, da? Pentru că știți că trebuie să alegeți, să lăsați în urmă ce? 10 de spade, iar spade, spade înseamnă energia aceasta mentală, dură, tăioasă, trădările, minciunile, atitudinea prea... prea dură în fața vieții. Avem nevoie de pasiune și de dragoste și de emoție. Posibil aveți o persoană egoistă, voi sau ei, în preajmă, care vă influențează cu 5 de bâte, posibil. Dar eu cred, totuși, rămân ca și mesaj important atașată de acesta, că trebuie să vă luptați pentru a manifesta o nouă relație. Este prea frumoasă energia dintre voi și o anumită persoană. Știți voi la cine mă gândesc? Sau... da, e o persoană. E prea frumoasă energia ca să scăpați ocazia. Aveți o să o regretați toată viața, nu? Da, da, există, să zic... în toată frumusețea aceasta există totuși niște confuzii, niște conflicte, dar vor fi rezolvate în timp. Clarifică moartea în prezent odată. Scorpionul. Renaștere. Dată de 2 ori. De 3 ori. Vai, viziunea aici este... ok, pun capăt trecutului, da? 10 de spade, 10 de monede, ce am văzut mai devreme, da? Dar ideea este să încep să am viziune. S-ar putea să vină viziunea într-un mod răsne, dar revelator, tipic scorpionilor sau vibrației acestei zodii. Foarte intensă, dramatică o viziune. Aveți nevoie de viziune. Cum puteți? Că aici, magicianul, ok, vrea să lase în urmă trecutul respectiv, cum am spus chiar de la început. Dar trebuie să ai o viziune ca să știi cum să manifesti, nu? Și totuși în noiembrie de aia se mai întârzi în lucrurile, pentru că vrei să te zbați pentru relație, vrei să pui capăt trecutului, da? Și conflictelor. Dar trebuie să-ți asculți și intuiția Marea Preoteasă, trebuie să ai și viziune. La capătul setului de cărți, emoții. Aveți emoții față de acest personaj care a apărut la un moment dat, în ultima vreme, în viața voastră. Clarificăm ce? Magicianul. Odată. Emoțiile, aici. Nici nu m-am așteptat, hai. Odată, de 2 ori. De 3 ori. Și luna, da? Unde s-a oprit la luna. Țineți în secret emoțiile acestea, nu le arătați oricui, decât eventual... persoane care vă înțelege, dar a apărut în această etalare și luna și soarele, da? Luna și soarele și energia feminină și energia masculină divină. Vă completați clar cu acest nou personaj, pentru unii chiar e nou, fără supărare. Dacă nu aveți parte de nimic nou, n-ați avut parte în ultima vreme, îmi pare rău pentru voi, dar se pregătește schimbarea, cum am zis la începutul etalării colective. Țineți ascuns aceste emoții și totuși vreți să manifestați. Reciprocitate văd. Iar regretați o căsătorie sau religia sau în care v-ați născut sau voi sau ei sau, eu știu, un contract. Regretați, marele preot. Vreți să mergeți, ia uite, faetonul către marea preoteasă, către personajul care vă trezește spiritual, eventual. Vreți să călătoriți? Să călătoriți? Să nu spuneți tuturor, da? Și e bine. E bine, știți cum e. Cum se zice, nu e bine să spui nici ce îți dorești, nici ce visezi, până nu realizezi, da?
Și uite, așa se vede. Nici ce simți uneori. Decât celor care, știu, te pot înțelege. Sau care te inspiră, eventual. Clarificăm. Mai dăm o carte pentru lună. Hai. O dată. De două ori. De trei ori. 7 de monede. Știți că trebuie să așteptați, de-aia trebuie să vă rețineți exprimarea magicianul emoțiilor. Rețineți un pic această exprimare pentru că mai aveți un pic de așteptat să treceți de un anumit portal de rezolvarea unor probleme în prezent, da? Ca să puteți manifesta o nouă lume, o nouă lume și asul de monede în viitor. Ia magnetismul și Lilith. Sau diavolul. Dar ce atracție teribilă. Da? Deci țâșnește. Dacă sunteți mental, practic, țâșnește din voi un izvor de emoție și de pasiune prin această atracție. Teribilă, exagerată, ați spune, dar nu e. Trebuie să o trăiți. Voi sau ei. Clarificăm 5 de monede. În viitor odată. 2. 3. Oi. Doi de cupe, astea, luptați pentru sufletul vostru pereche. Dar trebuie să analizați aici este. Trebuie să analizați cum să manifestați. Cu chipzuință? Cu chipzuință? Pentru că vreți 10 de cupe să manifestați. Ia? Ce mai vedem? Cu regina de cupe, da? Cum am văzut mai devreme, vreți să manifestați acest lucru. Dar pentru asta trebuie să fiți strategi cu persoanele cu care aveți probleme acasă. Sau, dacă aveți probleme financiare, trebuie să fiți buni, dar regele de spade, în general, sau cine o fi aici, este, eu cred că va manifesta. Eu cred că va manifesta pentru că e o persoană rațională, precaută, da? Cam tot. A, nu, hai să vezi. Nu, plecați, că am un mesaj de la îngeri. Ia să vedem. Mesaj pentru numărul 2, odată. Ori. Ha? Înapoi la ceea ce iubești. Numărul 3. În ce sens, dragii mei? E un copil care se întoarce pe calea de aur. Avem aici soarele. Și aici este soarele, un portal. Am zis că trebuie să trece. Să... Ia uite. Trebuie un pic să aveți răbdare cu slăuda. Nu mai dăm o carte, că nu o să mă credeți eventual. Nu o să vă întoarceți la trecut? Nu. La ceea ce iubești. Că de-aia regele de spade, cine o fi fost aici, da? Persoana mentală, voi sau ei, trebuie să-și descopere sufletul. Deci, reevaluează-ți dorințele. Vrei doar bani? Vrei doar stabilitate? Sau vrei să te cunoști pe tine? Vrei să simți că ai suflet? Da? Că ai emoții? Că ai pasiune arzătoare pentru tine și pentru viață și pentru cineva anume? Să ardeți, da? Două flăcări. Da? Vă transformați într-una. Ați văzut când puneți lumânare lângă lumânare, da? La biserică, da? Și nu doar, și pe masă, da? Cum l-am dat se topesc și se unesc într-o singură flacără, așa trebuie să trăiască un cuplu. Nu în spade, nu în monezi, da? Hai, mai dăm un mesaj de la înger pentru numărul 2, ca să-i convingem. Hai, Doamne, să-i convingem, să aleagă cele două suflete. Perechi. Păi da? Mai ales dacă ați ascultat și mesajul colectiv de la începutul etalării. Destul de lungă etalarea, dar asta e. Mesaj de la înger pentru numărul 2. Mesaj. Hai, tu vrei să ieși? Consideră fundația pusă. Dar între voi este deja fundația pusă. Fundația se bazează pe... pe această pasiune și... empatie și simțire, cosimțire. Da? Că de fapt asta înseamnă empatie, da? Practicați compasiunea, iar încetiniți un pic. Aveți răbdare. Eventual puteți să cereți ajutorul, dar cuiva înțelept. Încă un mesaj. Asta. Iubește ceea ce ești, înapoi la ceea ce iubești și iubește ceea ce ești. Numărul 8, apropo de scorpion, de zodia în casa 8, marcaj în casa 8 eventual, trebuie
trebuie să recunoașteți că sunteți persoane divine încântătoare și care meritați cele mai frumoase lucruri în viață. Și care sunt cele mai frumoase, dragii mei? Nu banii, nu falsa stabilitate, ci focul și emoțiile pe care le simțim în preajma sufletelor, perechi, flăcărilor, gemene. Cam atât. Sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, acțiune, vorbesc puternic. Și ne mai auzim la următoarele etalări, da? Eu acum îmi strâng cărțile și voi continua cu următorul număr. Dragii mei, a trebuit să pun pauză, sper să nu decaleze sunetul, dar dacă nu, v-ați mai obișnuit, da? Haideți să vă transmit ce au vrut cărțile să vă transmită până începe talarea. În primul rând, aveți un vis frumos, visați la cineva toată ziua, toată noaptea, aveți un vis frumos. Dacă nu visați, dacă nu v-ați întâlnit cu această persoană, continuați să visați și să creșteți prin toate blocajele care vă stau în calea manifestării acestui vis frumos, continuați să creșteți ca o floare, apoi ca un pom, da? Pentru că va veni și perechea, da? Va veni, se va manifesta în realitate, în pofida greutăților, se va manifesta în realitate acest vis frumos, da? Vedeți ce frumos? Manifestați. Primul gând prima etapă în manifestare este gândul, da? Visul, proiecția. Apoi gândiți cum se puneți în practică, da? Trebuie să vă faceți curajul, în primul rând, să treceți la acțiune, să vă aruncați în necunoscut, să o luați de la zero, eventual să încheiați niște situații. Dar încă, totuși, se pare că în noiembrie încă mai atârnați de trecut. Dar după cum arată imaginea, este 5 de cupe. Încă regretați, încă stați în niște amintiri, în niște structuri. Apropo, încă sunteți cu capul în cutie. Out of box, ieșiți out of box, vă rog frumos, în afara cutiei. Ieșiți din cutie. Haideți. Ieșiți din cutie pentru că un adevărat univers, da, plin de stele, de speranță, de lumină, vă așteaptă. Doar ieșiți din cutie un pic, dragii mei, cei de la numărul 3. Este vorba de voi, din trecut. Ca să puteți manifesta de la zero un cuplu adevărat, puternic. La capătul setului de cărți, ia uite, iar încă sunteți în colivie. Afară este libertatea. Afară este. Trebuie să vă faceți curaj, uitați, visați, ce frumos e, ce frumos de acele păsărele care zboară. Uite, stau frumos, se pupă cioculeț în cioculeț, da? Ce frumos e, vreau și eu. Dar dacă stai în cutie, în colivie, cine e? Aveți încredere. Da? Trebuie să împărtășiți din lumina voastră, dar vindecați-vă, vindecați-vă și mai faceți vindecarea asta și în paralel. Îndrăzniți, aveți încredere, da? Că ieșind din cutie, din colivie, veți fi altfel, da? Fericiți, vă veți găsi, vă veți atrage perechea divină. Ia uite, bucuria, unde am deschis. Da. Frumos, frumos și mesajul vostru. Hai să vedem, înainte să amestec, aș vrea să iau o carte pentru energia generală în noiembrie. Energia generală în noiembrie pentru numărul 3. O dată. De două ori. De două ori. Interesant, 9 de cupe. La capătul setului de cărți, rege de pământ. Și, da, o renaștere. Trebuie să treceți printr-o renaștere. Asul de monede. O veți trece. Nu știți? Vă zic eu. Dar veți trece. E un început cu cineva sau în viața voastră personală care vă va transforma, asul de monede, da? Un început, un dar de bani, un job, ceva care ține de un început material, practic, care vă va transforma întreaga viață și eventual poate acolo veți întâlni eroul vieții voastre, da? Care va deveni și o persoană stabilă, da? Doar trebuie să vă lăsați ghidați de divinitate, uitați ce frumos, una din cele mai frumoase cărți din aceste cărți, 9 de cupe. Lăsați-vă copleșiți de binecuvântări, de emoții, de dragoste față de voi,
Da? De protecție divină. Va veni protecția, adică doar îndrăzniți să ieșiți din cutie, din colivie și veți fi protejați. Hai să vedem. Hai să dăm o carte pentru energia generală. Mai dăm o carte pentru numărul 3. O dată, de două ori, de trei ori. Susținere. Am zis că aveți, sunteți protejați. Susținere de către îngeri. Scopul vieții voastre vă susține. Doar că trebuie să ieșiți din cutie. Eventual aveți grijă de alimentația voastră și faceți un pic mai mult sport. Stați într-un mediu sănătos sau în natură. Da? Dacă, poate ați fost bolnăviori, dar va fi bine. Dacă ați fost bolnăviori, va fi bine. Acum, odată, să te susținați mai. Încheiați, ia uite, încheiați un ciclu, apare lumea. Încheiați un capitol mare de doi, de trei ori numărul trei și tai acum pentru noiembrie, trecutul apropiat. Hai să vedem. Pentru numărul 3. Sper că nu s-a decalat. Ia, extraordinar. Ce aveți, măi, dragii mei? Tot în restricții sunteți, în spatele gardurilor, gratiilor, la fereastră, la ușă, ieșiți, outsider, vă simțiți ca un, eu știu, paria, poate cuvânt prea dur, outsider. Yeah. Turning in. Dar a fost necesară această perioadă de restricție pentru unii dintre voi ca să vă regăsiți lumea interioară, nevoile interioare, emoțiile. Da? Dragostea față de voi să vă vindecați pentru că sunteți într-un mediu foarte toxic. Foarte toxic. Ia uitați-i. Breakthrough, ieșiți, spargeți, dragii mei. Cine zic, cum să vă învăț eu să spargeți normele, tradițiile? Breakthrough, un soi de turn, de justiție. Spargeți karma, rupeți karma. Lăsați lumina aceasta care iese în voi, v-ați vindeca, vă vindecați, continuați să vă vindecați. Primiți prană, da? Hrană divină, cum vreți voi să ziceți. Lăsați lumina divină să iasă din voi. Ceva s-a întâmplat în ultima vreme, breakthrough. Dorința voastră de eliberare începe să se manifeste. Da, vreți să participați la manifestarea unui suflet pereche, a unei relații frumoase, extraordinar frumos. Creator, vreți să fiți creatorii vieții voastre și este minunat. Da? Lucrați în continuare în acest proces de vindecare cu chakra a treia și a doua, a creativității și a încrederii în voi. Lăsați în urmă stresul, ba una, ba alta, aulă, să fac cu tare sau să nu fac cu tare, schizofrenia, da? Doi de spade. Eventual, maturitatea aceasta seamănă cu regele de monede. Încercați să fiți înțelepți, da? Să fiți precauți. Dar uneori, în viață, trebuie să fim creativi. Și atunci ne putem permite câte o greșeală. Eu am mai spus când făceam pregătire cu copii. L-a picat un pic de culoare pe hârtie sau am șters prea mult și eu știu ce s-a murdărit hârtia. Nici o problemă. Luați lucrurile astea ca pe o provocare, nu ca pe o greșeală. Din greșeală învățați. Da? Și uneori nu poți să fii doar matur, da? Ca să poți să crești, să înflorești. Uneori trebuie să ai nevoie și de soare, de creativitate, de îndrăzneală, de copilărie. Bine, aici e creatorul, da? E regele de bâte. Poate unii ar trebui să faceți artă, așa simt. Iar văd 8 de bâte, e o chestiune la distanță. Și un întuneric. Întuneric aici este numărul 5, care numărul 5 este asociat marelui preot, relațiilor tradiționale, contractuale, chiar karmice cu proiecțiile. Da, cu proiecții. Ați trăit în relații nesănătoase. Sunteți într-un întuneric eventual, dar trebuie să călătoriți. Poate la o călătorie întâlniți o persoană foarte creativă și vă pune pe gânduri. Și stați, ce să fac, ce să fac, ce să fac? Păi ce să faci, să ieși din norme?
din tradiții, pentru că ați ascultat primul mesaj chiar de la început și ne apropiem de anul care vine, trebuie să manifestăm acea dragoste divină, dragoste adevărată, flăcările gemene, sufletele perechi, darmice. O dată, de două ori, de trei ori prezentul pentru numărul 3. Trebuie să ieșiți, îndrăzniți, să vă vindecați. Voi sau ei? Dacă e o anumită persoană în viața voastră, dacă nu, e vorba de lucrarea voastră personală. 3 de băte sau experiență. Tăcere. În prezent este o tăcere între voi și cineva. Și vocea interioară. Trebuie să experimentați o tăcere, eventual față de o persoană care vă inspiră, Marea Preoteasă vă inspiră și eu vă inspir că sunt Marea Preoteasă, să spargeți aceste norme, dar nu e tăcere între noi. Poate să fie distanță, poate să fie, apropo că e tot întuneric, fac etalarea mai spre noapte, e luna plină, vă eliberați, dacă știți, ascultați, dacă nu știți, ascultați luna plină, luna nouă, ce v-am învățat să faceți, că avem și luna nouă, aveți și luna plină, da? Cum să vă eliberați de trecut și să manifestați noul, da? Să intrați în trei de bute, da? E o tăcere în prezent, ascultați-vă în această tăcere, ascultați-vă vocea interioară, aici este oceanul acesta. Lumina aceasta, apă și foc, vă cheamă la o nouă viață, da? Sunteți binecuvântați, sunteți chemați, inspirați, da? Spre dragoste de sine. Și aici este, ascultați vocea interioară și trei de băte ce înseamnă să aștepți, să continuați să sperați. Că veți manifesta 4 de băte, stabilitate cu o persoană care vă e potrivită sau stabilitate în alt fel de vibrație, emoțională, pasională, alt fel de vibrație, nu cum ați manifestat până acum. 3 de băte reprezintă și speranță de obicei, dar în aceste cărți reprezintă, să zicem, interesant, este o toamnă și vorbim de noiembrie, suntem în octombrie, facem etalarea pentru noiembrie. Învățați, mulțumesc de inspirație, învățați din experiența trecutului ca să, în această tăcere, învățați din aceste granițe. De ce și granițe? Impuse de unii, poate ați fost blocați, vi s-au pus lanțuri, cătușe la inimă vi s-au pus. Sau în calea manifestării voastre, învățați, meditați, învățați, lăsați să se ducă o toamnă, da? Să se ducă ca și frunzele, lăsați să se ducă, vindecați-vă în continuare și în prezent, cum ați început, probabil se simte că ați început să vă vindecați, să meditați, să vă izolați, să împrăștiați energiile negative, vindecați-vă în continuare, conectați-vă la energia feminină, divină, la lună, eventual. Și dacă e o tăcere între voi și cineva, ascultați-vă vocea interioară. O să le și clarific. Și cea mai importantă experiență în prezent este conectarea la intuiția voastră. E o creștere spirituală, zic eu, mare în noiembrie. Poate aveți marcaj puternic în semnul de apă, da? Cu lună, cu Marea Preoteasă. Pentru unii poate așteptați să vină cineva, dar până vine cineva nu așteptați așa stând cu brațele în sânda, ci în meditație, vindecați-vă în fiecare zi, mai eliberați-vă, mai vorbiți cu fricile voastre, cu sursa, cu sursa, cu energia voastră, cum ar putea fi manifestată în viitor. Trebuie să aveți și viziune la 3 de putere. Aici este... Meditați la experiențele anterioare ca să proiectați experiență, înțelepciune în viitor. 3 de bute reprezintă și viziune pentru mine. Ia uite la capătul setului de cărți, iar încă atârnați de trecut, ieșiți din trecut. Cum au venit, mai? Faceți-vă curaj. Renunțați la gândurile acestea. Iar cineva la distanță, la o călătorie, la un drum, o persoană matură, creativă, care vă inspiră, eventual, maturitate, vă inspiră la creativitate. Da? Și creatorul pe care l-am văzut mai devreme trebuie să deveniți voi, pentru că e o persoană creativă care vă inspiră. Probabil a fost o întâlnire, o să și clarific. O întâlnire bruscă între voi și cineva. Hai să vedem în viitor. O dată.
E extraordinar. E a treia oară când apare cartea asta, faceți-vă curaj să ieșiți din aceste probleme, din crăpăturile astea, din blocajele astea, din piatră. Sculptați în sufletul vostru. Știți cum zice Rumi? Spargeți-vă sufletul ca să aibă pe unde pătunde lumina în voi. Trebuie să suferim în dragoste. Trebuie să suferim. Din suferință se naște lumina și înțelepciunea. Ia uite, transformare! Că tot vorbim de scorpion. Hai, mă amestec o dată, Ilea. O dată. Adică moarte și renaștere. De două ori. De trei ori. Pentru numărul 3. Noiembrie, viitor. Uf, 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 uf. Să mă țină bateria. E extraordinar. Tot am zis extraordinar în ultima vreme. Conștiință. Asta e, în acest întuneric, dragii mei, în această tăcere, în această experiență dură prin care treceți. Dragii mei, vedeți, trebuie să conștientizați că sunteți binecuvântați și trebuie să vă deschideți al treilea ochi. Am vorbit de viziune. Mulțumesc mult de inspirație. Chiar aici, sub trei de băte. Cum să vezi lumina dacă nu în întuneric? Armonie 10 de cupe. Aici este. Ca să se manifeste cuplu fericit, fericirea pe care orice om și-o dorește, 9 și 10. A trebuit să treceți prin suferința respectivă, da? Să spargeți orice blocaj, da? În calea fericirii și a dragostei. Creativitate! Marea preoteasă, împărăteasă, vreau să zic. Iar un personaj creativ care vă inspiră. Marea preoteasă și împărăteasa și breakthrough. Iar, posibil, cineva vă inspiră. Ori ați avut o întâlnire trăsnet cu, și misterioasă cu un personaj foarte creativ, iar. Ia uite, iar, cuplu puternic, sunteți un cuplu puternic împreună, pentru că și eu trecut. Dacă nu i-ați întâlnit, o să-i întâlniți. 10 de cupe și marea preoteasă. Aici este. Conștientizați că întunericul prin care ați trecut a fost necesar ca să puteți manifesta lumina. Da? Cum e și în cartea asta? Cum să se vadă razele dacă nu este întuneric? Și vor fi vremuri grele, da? Vor fi vremuri grele și atunci aveți deja experiența greului și veți putea manifesta în vremuri grele frumusețe, dragoste, protecție divină, armonie, inocență. Păstrați-vă inocența. Și trebuie să renunțați ori la un trio, ori la o relație toxică, cineva care a încercat să vă domine în trecut. Da, aici este. Dar, dragii mei, păstrați-vă inocența. Pentru că cine vine are o doză de inocență, dar e foarte bine controlată. Este manifestată prin artă, prin tot ce face, prin intuiție, prin creștere spirituală. Da? Hai să vedem. Ce mesaj ia? 5 de... ce era? Outsider-ul. Clarificăm outsider-ul. 5 de monede, parcă o dată, de două ori, de trei ori. Probleme financiare, poate. Analizați. Poate ați fost bolnavi, unii dintre voi. Da. Dacă ați avut COVID, îmi pare rău. Da. Sau altă boală. Dar. Aici, asta a fost necesar. Da. A fost necesar. Ca să învățați ceva. Patru de spade. Dacă nu, problemele financiare v-au făcut mai precauți, mai precauți, dacă ați avut probleme financiare sau altfel de restricții. Clarificăm breakthrough odată, de două ori, de trei ori, pentru numărul 3. Ia uite, diavolul pe care l-am văzut mai devreme, lupul cu haină de miel. Aveți pe cineva foarte dominator în viața voastră care v-a restricționat teribil, de care a trebuit să vă vindecați și a trebuit să învățați. Eventual să vă eliberați în primul rând în sinea voastră, să nu mai permiteți accesul lor subtil în sinea voastră și apoi trebuie eliberarea în realitate de acest diavol, eventual. Pentru unii, da, e o energie negativă. Ia uite, turnul! Da? Turnul. Puterea. Cineva care a încercat să vă controleze. 4 de cupe care v-a adus regrete și supărare. Da?
Clarificăm 3 de... 3 de bâte, am zis, înseamnă așteptare, speranță. Experiența trecutului e foarte importantă pentru toți. Cum să creștem spiritual dacă nu avem experiența, nu? Căderii. Și apostolii au căzut, dragii mei, chiar și după ce l-au văzut pe Iisus, da? Chiar s-au lecuit de el, Petru, nu? Asta e. Face parte din experiența noastră, din înțelepciunea noastră, din conștiința și deschiderea celui al treilea ochi și manifestarea trezirii noastre interioare, spirituale. Clarificăm tăcerea, silence, odată. Regele de bâte. Ce ar vrea să zică cu acest rege de bâte? Pe de o parte, regele de bâte e o persoană încrezătoare și creativă și puternică și autoritară. Aveți și faetonul. Trebuie să alegeți. Da, exact. La ce m-am gândit, am simțit eu. Trebuie să vă eliberați de ce am zis mai devreme, de acest diavol, de persoana sau fricile. Dacă nu e o persoană, să fie fricile voastre proprii cu care v-ați luptat și care v-au făcut să vă trădați. Sau să manifestați trădări din partea altora. Dacă nu, bine, dar poate să fie și acest mesaj, o persoană totuși care vă domină, trebuie să vă eliberați de acest personaj și să mergeți, dragii mei, cu încredere către destinul vostru, eventual meditați, eventual în tăcere manifestați ori acest personaj. Ori manifestați în tăcere acest personaj, dar nu doar acest personaj, că nu vreți salvator, dragii mei, ca să deveniți voi victime. Mare grijă! Nu vrem să fim victime ca să atragem salvatori narcisiști. Nu. Vrem oameni pasionali și atunci și noi trebuie să fim pasionali. Adică, voi dacă ați experimentat asemenea traume, trebuie să sperați, da? Că vă veți găsi încrederea în voi, creativitatea în voi, ca să vă atrageți, dragii mei, împărăteasa, da? Regele de bâte și împărăteasa. Persoane puternice, creative, da? Pentru că dedesubt apare 10 de cupe. Un cuplu, totuși. Posibil pentru unii să fie și o distanță. E așa simt, cu această tăcere, de ca și când ar fi o distanță imensă, un ocean, așa văd, un ocean pentru unii. Un ocean și faetonul să fie dorința de a călători către acest personaj sau de a vă face curajul, cum am văzut de nu știu câte ori, curajul. Regele de bâte are curaj. Da? Are energie, determinare. Nu lasă pe nimeni să stea în cale. Sparge tot. Da? Ce e în calea sa, în calea manifestării. Trebuie să vă faceți curaj. Meditați, creșteți, da? Creșteți-vă. Încrederea, dragostea față de voi, dragostea față de voi și încrederea în protecția divină și calitățile pe care le aveți, ca să puteți să mergeți către destinul vostru. Marea preoteasă. Zece de monede. Pe de o parte, intuiția vă spune că trebuie să vă eliberați de o familie, de o casă, a venit invers, ca să manifestați o altă casă, da? Un anumit portal, o nouă lume cu altcineva. Aș mai vrea încă o carte. Ia să vedem la capătul setului de cărți, da? Mai dăm o carte pentru această mare preoteasă. Poate că acasă la voi a fost o persoană dominatoare, iar și casă mă refer și la mamă, tată, frate, soră, nu neapărat la soție, soț. Acum, vocea interioară. Încercați și ascultați ce vă spune intuiția despre relațiile stabile, relațiile tradiționale, da? Faceți trecerea între relațiile pe care le-ați trăit și cele stabile, dar sănătoase, cu 10 de cupe, 10 de monede, da? Pot să fie și stabile, dar și sănătoase, nu toxice, musai. Mai dăm o carte pentru vocea interioară, da? De două ori. Ah, spre multe, dar am văzut un as de spade, ia uitați. Da, trebuie să vă găsiți adevărul vostru, scuzați-mă dacă sunt. De trei ori. Asta e faetonul. Repet, poate lăsați în urmă o casă în care v-ați simțit restricționați ca să mergeți către destinul vostru. Iar o călătorie. De destin. Către împărăteasa voastră la care visați, ia uitați. Au vrut să se arate. Împărăteasa apare în viitor la care visați 7 de cupe. Dar chiar visați.
Regina de spade poate aveți semne de aer în harta voastră natală sau cineva vă spune cuvinte negative care vă fac să plângeți acasă, marele preot, 5 de cupe și regina de spade. Clarificăm conștiința odată. Of, 2 de cărți. 2 de bute. Aici trebuie să alegeți. Alegeți conform conștiinței voastre și a intuiției. A ghidajelor pe care le primiți. Alegeți. Da? Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. 8 de spade. Aici este. Reprogramați-vă. Interesant. Mental. Reprogramați-vă. Alegeți-vă să vă reprogramați mental. Să nu mai manifestați ce ați manifestat în trecut. Este sub outsider, sub experiență, da? Sub restricție, mai bine zis. Sub experiență. Aici este conștiință. Reprogramați-vă aici. Faceți un pic de autohipnoză. Ascultați texte care vă dau încredere, care puteți, vă duc către manifestarea acestei fericiri. 10 de cupe și Marea Preoteasă. Și iată, zic Marea Preoteasă, dar este împărăteasă. O fi și. O fi și Mare Preoteasă, o fi și împărăteasă. Persoană creativă, dar și intuitivă și dezvoltată spirituală. Ia uite, asul de spade, aici este conștiința. Alegeți între nou, între adevărul, da? Detașarea de trecut și, auzi, mai mergeți către soare. Mergeți către soare. Către cine vă inspiră. 10 de cupe. O dată. De două ori pentru numărul 3. De trei ori. Împăratul extraordinar aici este. Ori împăratul și împărăteasa. Ori voi trebuie să deveniți împăratul pentru împărăteasa voastră, pe care posibil ați întâlnit-o. Și cu care o perioadă a trebuit să nu comunicați, pentru că, da, am spus, a trebuit să lăsați în urmă un trecut, voi, ei, da? Și concepția, noua relație, da? Eventual vă doriți ca aceasta, iaute, apare iar împărăteasa și împăratul, mai, da? Vă doriți un copil cu acest personaj la care visați iar 7 de cupe, vă doriți un copil. Sau vă doriți acea relație, da, 10 de cupe asta înseamnă tată, mamă, copil, copii fericiți. Într-o relație armonioasă, nu de dependență, nu de adicții, nu de dominare, da. Și clarificăm creativitate. Da. De două ori. Creativitate. De trei ori. Marea preoteasă. Am zis, măi, tot timpul i-am zis mare preoteasă, vedeți ce înseamnă channeling-ul. Deci, eventual veți crește, veți avea parte de abundență în momentul în care vă găsiți stabilitate, chiar dacă nu este cineva în preajma voastră, în momentul în care vă eliberați de cei care vă domină și vă intoxică, vă eliberați, vă vindecați, investiți în vindecarea voastră și în încrederea pe care trebuie să o manifestați în viață, determinarea de a merge către destinul vostru, către steaua voastră. Și la un moment dat, conștiința vă va ajuta, vă va ghida să vă găsiți stabilitatea și să creșteți spiritual și eventual, găsindu-vă stabilitatea și crescând spiritual, vă veți atrage și manifestând creativitate, vă veți atrage și perechea divină. Eventual, perechea divină va fi ori o persoană foarte spirituală, de aia trebuie să vă pregătiți, ori întâlnirea va fi destul de, nu mult să ai secret, super pasională, cu foc, da, super pasională. După o perioadă, iaute, de suferință mare, 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 eventual separarea dintre voi v-a adus multă suferință, dar se pare aprinde pasiunea sau va fi pasiune în cazul în care nu v-ați întâlnit și posibil va fi secret cu Marea Preoteasă. Și când zic secret, nu strâmbați nasul pentru că sunt perioade, sunt ani tulburi și uneori secretul este necesar ca să ne păzim de persoanele toxice din trecut și de toxicitate pe care sistemul o proiectează în viața noastră. Pentru cine are urechi de auzit, acum, un mesaj de la Angel pentru numărul 3. O dată, de două ori, da? Sau vine singur. Nu, asta vrea să se arate.
Dragostea face diferența. Dragostea ne ajută să ne vindecăm de rănile trecutului și ne asigură un sentiment de securitate și de stimă față de noi, da? Eventual cineva va inspira, dacă nu va inspira să faceți acest lucru, eu vă inspir, vă inspiră și divinitatea și experiența trecutului, da? Acum, ce mai vreau să vină? Primiți cu dragoste și apreciere experiența, da? Ce frumos! Ce frumos! I love you! În primul rând, cu nouă de cupe, trebuie să vă iubiți voi pe voi. Vai, ce mă bucur pentru voi, pentru că e un trecut extrem de sumbru. Cele mai puternice cuvinte, de-aia am zis, reprogramați-vă, dați în urmă și ascultați-vă, spuneți-vă că vă iubiți, că meritați tot ce e mai frumos, că e dragostea în jurul vostru și fiind în jurul vostru, dragostea, iubirea vieții voastre va veni. Vai, ce frumos, ce mă bucur, dare, pe dragoste față de voi, spuneți-vă, mă iubesc cu rănile pe care le-am trăit, le-am simțit, cu experiența pe care am trăit-o, mă iubesc așa cum sunt și manifest ce am lucrat în versiunea mea. Bine, puteți să spuneți mai multe. Puteți să vă inspirați de pe aici pe acolo, dar eu vă sfătuiesc să vă faceți voi textele voastre și să le rostiți voi și să le ascultați, să vă ascultați vocea voastră în momentul în care vă faceți reprogramarea mentală. Vocea voastră să fie acolo în căști când ascultați așa ceva. Apropo de patru de cupe, de meditație. Mă iubesc. Chiar dacă ei spun că nu merit, chiar dacă ei spun că sunt nu știu ce, da? Nu știu cum. Am dat un mesaj. Că mi-e așa drag ce mă bucur de mesajul ăsta primit pentru numărul 3. I love you, te iubesc, numărul 3. Și eu te iubesc. Și eu te iubesc și te pup și te îmbrățișez, numărul 3. Mai, nu știu, chiar simt că ați trăit experiențe pe care și eu le-am trăit și vă înțeleg. Da, și vă iubesc. De-aia suntem împreună, pentru că semănăm și avem de împărtășit experiența asemănătoare. Mai vreau un mesaj de la înger pentru voi. De-aia tot amestec. Sper că nu vă deranjează să spun. Mai vreau un mesaj de la înger pentru voi. Poate arta interesant. Știți? Ne uitați, să nu uitați de lupul ăsta sau, da, leu în haina de miel, de diavol acela. Arta asiatică poate vă inspiră, dragii mei, apropo de creativitate. Poate să faceți arte marțiale pentru unii dintre voi, mai ales că sunteți bărbați și femeie, eu mi-aș fi dorit să știu arte marțiale. Dar China, Japonia să vă inspire într-un fel. Și Coreea, și firmele coreene ce-mi plac la maxim. Vreau încă un mesaj de-aia tot amestec. Un mesaj pentru numărul 3. Hai, am răbdare. Apropo de libertate, meditați la plante, la animale, cât de libere sunt și cât de conectate la spiritualitate și la divinitate sunt. Da? Fiți înțelepți, poate v-a îmbătrânit viața, dar rămâneți inocenți, da? Că aveți experiență. Poate sunteți tineri și aveți un mental foarte profund unii dintre voi. Și vă atrag... Așa, ia să vedem. Ce? Da. Asta. Aveți susținere și fiți de ajutor. Fiți de ajutor. Eventual, experiența prin care ați trecut vă pregătesc să deveniți, da? Da? Marea preotesă este profesor spiritual. Să deveniți în timp, la un moment dat, și voi, profesori spirituali, da? Să aduceți creativitatea, abundență, încredere, speranță în viețile oamenilor, dar de-aia trebuie să treceți prin ce ați trecut, ca să puteți să învățați. Cum am spus de atâtea ori, de ce mi-am făcut acest canal? Eu vă spun din experiență, exprimați dragostea eventual prin darurile divine pe care le primiți. Eu vorbesc din experiență de viață, da, și din cărți, dar nu din cărți, musa, din experiență de viață. E ușor să vorbești din cărți, mai greu e să știi cum este să suferi, să știi cum este să fii restricționat, să ți se pună lanțuri, să nu ți se dea voie să vorbești, să te exprimi, să fii bombardat de gânduri și de vorbe negative și tu să trebuiască să-ți păstrezi calmul și armonia interioară în pofida mediului. Vai, vă iubesc. Pe toți.
Dar în această seară, mai mult decât toți, pe numărul 3, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ceau, ceau!